Și în acest an, Shopping Moldova a fost la înălțime de 8 martie. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, centrul comercial a desfășurat un program de sărbătoare în incinta mall-ului. De 8 martie, vizitatorii au avut ocazia să admire o expoziție de flori și felicitări, dar și să participe în cadrul unei campanii de cumpărături. De 8 martie, reprezentanții Moldovei la Eurovision, bărbații din formația Zdup și Zdup, au oferit flori tuturor admiratoarelor care au fost la mall. Tinerele s-au îmbuzit pentru a lua un autograf de la Zdup, iar unele au reușit chiar și să pozeze alături de ei. Am venit să autografi de la Zdup și Zdup pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Cum ți se pare sărbătoarea organizată de mall? Foarte bine, întotdeauna organizatorii de la Shopping Moldova au încercat să creeze surprize pentru vizitatorii lor și astăzi este o surpriză mare că i-au adus pe Zdup și Zdup aici. Mi-au scris, mi-au dat autograful lor și mi-au urat felicitări și mi-au spus fericire în continuare. La o margine de lume unde Dumnezeu a vrut, într-o zi înseninată moldovenii s-au născut, printre codri și coline lângă Nistru, lângă Prut, într-o zi cu voie bună. Moldovenii cu buchete de flori s-au născut. Vizitatorii centrului comercial Shopping Moldova s-au delectat cu prezența zdubilor și în seara de 9 martie, când aceștia au dăruit doamnelor și domnișoarelor un concert, interpretând live cele mai cunoscute piese. Primăvară! E calitate! Ce pot să zic? Prima dată îi aud în acustică și sună bine. De câte ori s-au făcut concerte, asta e cel mai populat. Sunt bravo! Da, extraordinar! Shopping Moldova sunt bravo și că mulțumim centrului pentru așa organizare super! Băi, sunt foarte bravo. Ce vreau să? Ai idee, Shopping Moldova, ți-mi e pătrat? Da, очень удобно, здесь много места и тепло. Foarte bine. Super, clas. Da, e foarte frumos, e un cadou frumos cu ocazia Zilei de 8 martie. Este un cadou frumos? E extraordinar de frumos, mai ales că sunt admiratoare acestei trupe și îmi place foarte mult. Centrul Moldova, ei au făcut posibilitate, da? 2000 de flori pentru fetele și noi am scris autografe, au dăruit flori, asta a fost ieri. Da, e un gest extraordinar, deosebit și de ce nu? A fost foarte frumos.